în relație cu versetele biblice și cu spiritul profetic, am convingerea fermă că esența credinței este o relație profundă cu Dumnezeu. Și că toți din Biblie au avut o relație cu Dumnezeu. Și noi zicem, păi bine, Moise a fost profet, Avraam, dar noi suntem oameni obișnuiți. Nu e așa. David a fost unul dintre cei mai mari păcătoși din Biblie. Ia? Yeah. Adică nu trebuie să enumerăm, a făcut de toate. De la crimă, de sfrâu și toate celelalte. Și totuși, David are o relație personală cu Dumnezeu. Și Dumnezeu spune despre el, împăraților din viitor, că tu nu ești ca robul meu David, care a păzit toate poruncile mele, toate zilele vieții lui și n-a încălcat niciuna din rânduielile mele. Așa spune în cronici. Dumnezeu are memorie scurtă. A ajuns bătrân, are Alzheimer și a pierdut memoria. Cum poți să spui de David că a ținut toate poruncile, toate zilele vieții lui și n-a încălcat niciuna dintre ele? S-a pocăit de ele. Când Dumnezeu iartă, Dumnezeu șterge și uită. Numai noi când iertăm, nu ștergem și nu uităm. Noi când iertăm, te iert, dar te țin minte. Ce, ți-amintești? Nu te uit. Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu restaurează, l-a pus înapoi împărat. Noi nu l-am mai fi pus nici diacon, dar prezbiter sau împărat. Doamne ferește. Noi iertăm așa, cu măsură. Necazul e că noi nu numai că nu iertăm pe alții, nu ne iertăm nici pe noi. Am făcut un păcat, ne cerem iertare, dar ne muncește conștiința o viață. Și vreau să vă spun, ca să-ți ceri iertare e de la Domnul. Ca să te simți vinovat o viață întreagă e de la Satana. Vă pot da paragrafe din Spiritul Profetic unde spune că Satana dorește ca noi să trăim în vinovăție, ca să ne țină pe loc, să nu ne dezvoltăm, să nu mai fim folositori în lucrare. Pentru că un creștin descurajat e un creștin care este nefolositor, e useless. Și în Lexington am început studiul ăsta de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Dacă vă interesează, vă duceți la lexingtonsdachurch.org, lexingtonsdachurch.org. Vă duceți acolo și intrați și le ascultați pe toate la rând. Și acolo am luat la rând ce spune Biblia despre Dumnezeu. Cum îl poți cunoaște pe Dumnezeu? În legătură cu ce am vorbit de dimineață, am hotărât acum să sar la numărul 5, care se leagă puțin de asta și cred că este o nevoie aici. Nu sunt sigur, dar așa cred. Și vreau să vă spun că biserica din Lexington, pe măsură ce experimentează mai mult cunoașterea de Dumnezeu, merge tot mai bine. Am menționat câteva lucruri așa mărunte vineri seara. Ne strângem cu biserica și ne rugăm împreună. Nu ne întâlnim la comitet să planificăm ce culoare vopsim biserica. Deși nu e rău. Dacă trebuie vopsită, trebuie vopsită. De exemplu, m-am uitat aici, pe la biserica asta pe afară și nu mai zic mai departe. Așa. Dar nu e rău să discuți, să repari biserica sau vopsești. Nu e nimic rău cu asta. Sper că am dat telefonul pe închis. Ia să ne uităm, că dacă nu începe să sune, cine știe, tocmai acum. Ok. Gata. Nu e nimic rău să ai grijă de biserică. Nu mă înțelegeți greșit, să nu spune cineva, a zis fratele că nu e nevoie. Dar dacă te întâlnești la comitet, sau te întâlnești la ora de rugăciune, sau te întâlnești la adunare, și tot ce faci este planificare, la un moment dat nu realizezi nimic. Biserica, după 2 ani, după 10, după 50 de ani, nu e nicăieri, tot acolo unde a fost. Ca Israelul, 40 de ani în pustie. Și noi am hotărât la comitet când ne întâlnim, de exemplu, școala. Coboruse, mai aveam 14 elevi, 14 studenți în școală. Și le-am spus, voi câte comitete ați făcut, măi, de 6 ani de când sunt eu aici? Păi toate ne întâlnim și de 2 ori pe lună să planificăm cum să ajutăm școala să crească. Și a crescut? Nu. Și dacă voi vă întâlniți de 2 ori pe lună să ajutați școala să crească și ea continuă să scadă, cum? De ce vă întâlniți? Asta e pur business. Și le-am spus de aici înainte, când ne întâlnim, nu mai discutăm cum să crească școala, de aici înainte când ne întâlnim, ne rugăm. Și zice, ok, ne-am întâlnit la comitetul școlii și zice, ce fratele Aaron să facă rugăciunea. A făcut o rugăciune așa de 2 minute și gata, acum începem comitetul. Zic, nu mă tata, ne rugăm, nu facem comitet. Păi despre ce să ne rugăm? Despre școală. Început să ne rugăm, mai fac rugăciune 2 și pe aceea liniște. Așteptam, zic, Doamne, să se mai roage unul, te rog frumos, ajută tu, să se mai roage unul. Liniște. M-am rugat eu și pe aceea am început să-i numesc. Acum te rogi tu. Păi, stai din gură și roagă-te, hai.
Păi acum te rogi tu. S-a rugat, acum te rogi tu. Acum te rogi tu. Acum, păi ce am terminat? Acum de la capăt, te rogi tu. Păi despre ce? Despre școală. Acum tu. Am terminat de la capăt, acum o iei tu. Acum, după vreo 20 de minute, erau toți, se uitau la mine, nu mai aveau răbdare. Zic, stai nerăbdător, nu? Acum ne rugăm până ne dă Domnul răbdare. De la capăt, acum te rogi tu. Acum te rogi tu, acum te rogi tu. Când am terminat, va veni răbdarea. Da, suntem răbdători. Săracii, dacă ceau când de răbdători, îi puneam să roage iar pentru răbdare. Așa că au zis, da, acum avem răbdare. Ok, acum ne rugăm pentru îndelungă răbdare. Hai de la capăt. Terminat, acum de la capăt, acum te rogi pentru profesori. De la capăt, acum te rogi pentru părinți. De la capăt, acum ne rugăm pentru copii. De la capăt, acum 45 de minute ne-am rugat. După aceea zis, acum am terminat comitetul acasă. Păi, dar n-am discutat de școală. Lasă că a discutat ultimii 6 ani tot timpul. Lasă, acasă. A, ne terminăm comitetul la 11, îl terminăm la 8.45. Gata, hai, pșt, acasă. Mers acasă. Peste 2 săptămâni ne întâlnim la comitet. Ce discutăm acum? Nimic, ne rugăm. Liniște, au venit, ne-am rugat iar acasă cu toți. Am plecat pe la 8:05. Ne-am rugat aproape o oră, vreo 55 de minute. Săptămâna respectivă m-am dus la școală la copii și le-am spus la copii, trebuie să vă rugați pentru școală. Ce să ne rugăm? Copiii au credință, adulții nu au. Păi să le ajute Domnul să crească școala. Și copiii zic, păi în clasa a 7-a nu-s decât 2 băieți și nici o fată. Am vrea și noi să vină și o fetiță în clasa a 7-a. Putem să ne rugăm pentru o fetiță, da. S-a rugat, Doamne ajută să vină o fetiță în clasa a 7-a. Ascultați cu atenție. Unul dintre copii zice, dar am auzit la predică că ai spus că ne rugăm să fim concreți. Și zic, da. Se duce puștiu și iau un scaun și zice, aș vrea să stea lângă mine. Și pune scaunul și zice, Doamne, ajută să vină aici o fetiță pe scaunul ăsta. Asta a fost joi. Vineri am primit telefon că o familie se mută din Montana și ca o fetiță în clasa a 7-a și că o pun în școală. Luni era fetița în școală. Au început copiii să roage mai tare. Au mai pus un scaun la clasa a 7-a, a mai venit un copil. Au mai pus 2 scaune la clasa a 5-a, au mai venit 2 copii. Au mai pus... Puteți dați telefonul în Lexington să întrebați. La ora asta, în decurs de 6 luni, a crescut de la 14 la 30 studenți. Cu comitete în care ne rugăm, nu planificăm. Am spus că planificarea e aia? Nu. Dar planificare cu înțelepciunea noastră, fără planificare cu înțelepciunea lui Dumnezeu, nu face 2 bani. Mă întrebă comitetul acum, dar mai putem să planificăm? Bineînțeles, dar întâi ne rugăm. După aceea, dacă vreți să mai stăm la comitet, planificăm. Dacă v-ați săturat, mergem acasă. Dar întâi ne rugăm. E mai puțină bătaie de cap și mai multe rezultate. Ne-am întâlnit pentru viziune la mine acasă, ne întâlnim de 2 ori pe an. Am rugat pe toți să aducă mâncare, a gătit și soția mea, am mâncat toți și după aceea le-am dat drumul prin pădure. Și le-am spus, nu vă întoarceți înapoi până nu vă dă Domnul răspuns. Uite aici, 50 de acri, vă duceți în pădure și vă rugați. Care s-a întors înapoi, îl întreb ce ți-a spus Domnul. Dacă Domnul nu ți-a spus nimic, te trimit în pădure. Care cum veneau înapoi, ce ți-a spus Domnul? Păi eu cred că nu te-am întrebat ce crezi tu, ce ți-a spus Dumnezeu. Păi nu știu, du-te înapoi. Și, păi de-aia mă iubesc oamenii, ce credeți? Du-te înapoi. S-au rugat în pădure și acum membrii mei știu că nu-i de glumă. Rugăciunea e serioasă. Nu te joci cu Dumnezeu și cu credința. Și cu Duhul Sfânt. S-au rugat, după 2 ore au început să vină înapoi din pădure. Niciunul n-a discutat de, hai, cum să reparăm scaunele, cum să reparăm acoperișul, cum, deși alea sunt necesare, nu mă înțelegeți greșit. Sunt necesare și trebuie făcute, trebuie să avem grijă de biserică. Dar oamenii au venit, uite, asta credem noi că e viziunea lui Dumnezeu. Credem că trebuie să punem biserica împreună să fie unită, credem că trebuie să facem evangelizări multe, credem că trebuie să ne ducem în community, să ajutăm, ăștia nu știu nimic de adventiști în orașul ăsta, să-i ajutăm să învețe despre adventiști și despre Dumnezeu. Ok, foarte bine. Cum să facem treaba asta? Păi cam greu. Am discutat noi ce a inspirat Dumnezeu. Ne-am dus la toate stațiile de poliție, v-am spus puțin vineri seară, 25 de stații de poliție, am luat-o din stație în stație, ne-am împărțit în echipe de câte 2 și 3, am cumpărat de la Costco cookies, erau așa frumos în pungi sigilate, ca să nu creadă cineva că le-am pus o travă sau alte minuni, pungi sigilate cu prăjituri înăuntru, am luat sticle de suc din alea nesănătoase, Sprite, dar ei le bea. Mai beau și eu, nu? Și în sfârșit, am luat sticle de suc nesănătoase cu prăjituri nesănătoase, ne-am dus la toate stațiile de poliție și cu cărți. Am luat Steps to Christ, cartea care are, la sfârșit de tot, are studii biblice. Știți care, nu? Sunt făcute de ESI. Au Steps to Christ și la sfârșit au câteva pagini cu toate studiile biblice. Întrebări și răspunsuri. Și le-am dat prăjituri, cărți și ne-am rugat pentru ei. Pentru protecție. Le-am spus, uite aici, lumea blamează poliția, lumea, în sfârșit, pentru toate problemele astea cu shooting, cu toate astea, dar zic,
majoritatea dintre voi, ca peste tot, cât un măr rău stric toate merele. Dar voi majoritatea aveți viață grea. Noi am venit aici să ne rugăm pentru voi, pentru protecția voastră și pentru binecuvântarea lui Dumnezeu pentru voi și familiile voastre. Ce credeți, că s-au supărat? Cum să se supere? S-au bucurat, mai ales când au văzut sucurile și prăjiturile. Ce credeți? Ne-a rugat pentru ei, stația următoare. La sfârșit ne-am întâlnit la adunare. Care ați ajuns? Echipele astea, ceilalți n-au ajuns, săptămâna viitoare. După aceea, toate stațiile de pompieri. După aceea am invitat poliția și pompierii la adunare, am făcut o masă mare, ne-am rugat pentru ei. Am pus Pathfinder să le cânte și să bată la tobe și așa mai departe. Am pus copiii să țină un program și să împartă prăjituri și cărți. Ne-am rugat pentru ei și după masă n-am lăsat niciun membru să indoctrineze cu sabat, cu porc și cu toate astea, cu cele 2300 de zile și nopți. I-am spus, niciunul nu vorbește, care cum vă apropiați de ei, cum ați încurcat-o. Tot ce aveți voie să le spuneți, decât ne rugăm pentru voi. Atât. După aceea am luat-o cu spitalele, ne-am dus la toate spitalele, după aceea am luat-o cu nursing homes, ne-am dus la toate nursing homes din oraș. Sunt 14 spitale în Lexington, ne-am dus la toate 14. După aceea am luat-o cu toate astea unde sunt bătrâni, unde sunt bolnavi, unde sunt... În sfârșit, am terminat cu asta, am luat parcurile, ne-am dus și am curățat parcurile din oraș. Păi ce credeți, că nu s-a sesizat orașul? Hai de mine, au început pe ziare, pe televiziune, pe canalul 13, pe local news, au început. Biserica Adventistă face asta și asta, Biserica Adventistă asta și asta. Ne-am dus la primar, am vorbit cu mayor, am vorbit cu el și cum putem să mai ajutăm? Spuneți-ne, vrem să ajutăm și noi în oraș. Când am ținut evangelizare, înainte nu venea nimeni, au venit 450. Că acum toată lumea știa biserica. Bine, o mai știau și de la Ben Carson. Da. Acum toată lumea știa biserica. Cine sunt adventiștii? Ăia care se duc pe la poliție și la pompieri. Cine sunt adventiștii? Ăia care curăță parcurile. Ăia care vopsesc casele care sunt dărâmate pe degeaba. Ăia care vizitează bătrânii și bolnavii. Ăia care... Dumnezeu nu ne-a chemat numai să venim la adunare o zi pe săptămână, ne închidem între patru pereți, cântăm o cântare, spunem o rugăciune, ascultăm o predică și plecăm acasă. Ai credință de ziua a șaptea, dar noi suntem cremați să fim adventiști de toate zilele. Sabatul nu se ține când nu lucrezi sâmbăta. În cazul ăsta leneșii țin toate zilele, că ei nu lucrează niciodată. Sabatul se ține când porunca a patra zice 6 zile să lucrezi. Și a șaptea să te odihnești. Dumnezeu ne-a chemat să lucrăm 6 zile. Și nu numai pentru noi, într-un mod egoist. Toată ziua, dimineața până seara, lucrez pentru mine. Noi am pierdut perspectiva că tot ce avem noi o să ardă. Vă asigur, eu vă spun 100% că o să ardă. Nu contează că aveți casă mică, scumpă, frumoasă, ieftină, dărâmată sau făcută frumos. O să ardă. Și mașina o să ardă. Nu contează ce mașină aveți. Cine are Mercedes, o să ardă. Cine are Skoda 100S din aia veche, Trabant, o să ardă. Nu contează. Vă amintiți Trabantul? Cine mai știe Warburg și Trabant? Ia, trântă, tântă, 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 vă amintiți? O să ardă, frate. Le arde focul. Noi trăim ca și cum am trăit aici veșnic. Dar în momentul în care te implici în comunitate și trăiești o viață de credință, nu numai vorbești o viață de credință, atunci Dumnezeu lucrează. Dar ideea este că Dumnezeu n-a lucrat numai în Lexington, în oraș. A lucrat în biserică. Tatăl meu spunea așa, când copiii n-au de lucru, se ceartă și se bat. Când copiii au de lucru, toată treaba e bună în casă. De când lucrează biserica, nu există niciun fel de critică, niciun fel de conflict, niciun fel de probleme în biserică. De câte ori ne întâlnim, toată lumea povestește. Și mie n-am vizitat pe ăsta de la Amazon. Și când eu am ajuns la el, el deja se ruga, că descoperise sabatul în Biblie, se ruga ca Dumnezeu să trimite pe cineva. Vrea să se boteze. Vine celălalt, spune, măi, uite, am făcut vizita asta și soția se ruga pentru soț că avea cancer și noi am bătut la ușă. Întreba, cu ce ne putem ruga pentru voi? A început să plângă, ci că tot mai mă rugam. Tot timpul membrii în biserică spun istorioare, în fiecare sabat. Cum ar fi dacă toate bisericile noastre ar fi așa? Ia gândiți-vă. Care e chemarea noastră? Și să intrăm în subiectul de azi. Dumnezeu ne-a chemat să lucrăm. Și cei care nu lucrează trăiesc o viață egoistă. Cei care nu lucrează nu pot fi mântuiți. Și sunt o groază de texte biblice și o groază de paragrafe unde cel care și-a folosit darurile a fost binecuvântat și cel care nu le-a folosit a fost pedepsit. Nu trebuie să intru să vă povestesc parabolele, că le știți. Și paragrafele din Spirul Profetic sunt foarte dure. În sensul că Surai spune că aceia care au fost mântuiți, convertiți cu adevărat, nu poate să tacă. Și cei care nu vorbesc înseamnă că de fapt nu au fost niciodată convertiți. Poate să vină la adunare, dar nu sunt convertiți. Acum, într-o predică din predicile care le-am ținut în Lexington, am vorbit despre taina lui Dumnezeu. Și când am vorbit despre taina lui Dumnezeu, spune acolo
că Iisus în rugăciunea din Ioan, capitolul 17, care este ultima lui rugăciune, de exemplu, când am fost în Cuba, după ce am ținut 2 săptămâni evanghelizări, m-am legat de oamenii ăia. Mâncam împreună, mă duceam la cumpărături și ei n-aveau bani să cumpere. Ei mâncau orez cu banane și cu iaca și atât. Mă duceam și le cumpăram ce nu mâncau ei săraci. Mi-amintesc o dată, m-am dus la un restaurant unde n-au voie decât străini, era poliție la ușă și dacă ești cubanez, nu te lasă înăuntru. Și am intrat înăuntru și poliția zice, ăsta n-are voie. Zic, păi el e traducătorul meu, eu nu știu spaniolă, trebuie să intre. Nu, că n-are voie. Și acolo merge cu mita, ei o numesc cadou, noi o numim mită. Acolo merge cu cadoul. Și mă uit la poliția și scot din buzunar o ciocolată și o dau. Zâmbește-o ea și zice, poate să intre. Și gata. A intrat înăuntru și înăuntru vede carne. Și zice, ce e acolo? Zic, carne de vită. Și e voie? Și mi-a povestit el că în Cuba, dacă tai o vacă, dacă omori un om mai scap, dacă tai o vacă, e 23 de ani pușcărie. Vă spun realități, nu povești. Și că în Cuba nu ai voie. Și dacă te-a spus cineva că ai mâncat acasă, guvernul se ia după tine și te anchetează și te interoghează și te bate până spui de unde ai luat-o. Și toți care au fost implicați intră în pușcărie. Și ce? E carne de vită și poți să mănânc și nu intri în pușcărie. Zic, da, mă mănâncă. Și a pus săracul de trebuia să ridici cu macaraua de pe scaun, nu mai putea să, precum Israelul în pustie cu prepelițe, murea cu carnea în dinți. Zic, stai mă frate, mai încet, stai mai încet. Pe aceea zice, dar ce e aici în cutia asta? Zic, asta e soda. Ce este aia? Sprite, ce este aia? Zic, băutură. Deci ai cu alcohol? Nu este. Cât costă? Zic, e $1 canul. E prea mult. Da, mă, ia și bea, că îl plătesc eu, am plătit. Îl ia și îl bagă în buzunar. Zic, bă, vreau, omule, bea-l, de ce-l bagi în buzunar? Copiii mei și nevasta n-au văzut niciodată, le iau acasă, îl împart. Zic, lasă-mă, bea că mai cumpăr, cât sunt în familie? 5. Hai mă că-ți cumpăr 5 cheanuri. I-au dat lacrimile în ochi de bucurie. Noi nu știm ce e aia. Noi nu știm ce e aia. Noi ni se pare că suntem bătuți de soartă și săraci. Vai, dai de mine, duceți-vă în Cuba o săptămână și apoi discutăm de sărăcie. După 2 săptămâni de toată ziua să mănânci cu ei, să vorbești cu ei, m-am dus în casa uneia care era divorțată și fetița era de 6 luni și bolnavă. Și n-avea bani de tratament și fetița era bolnavă de 6 luni. Și am întrebat, cât costă tratamentul? Nu mai știu, $10 sau $11. Și ea plângea că n-are bani și că n-are servici. M-am și-am cumpărat tratamentul și a sărit să mă ia în brațe și a început să plângă pe umerii mei. Noi nu știm ce e aia. După ce stai 2 săptămâni cu ei, când vine ultima zi și trebuie să pleci. S-au strâns toată biserica acolo pe mine și era acolo, era venul ăla, era un Mercedes frumos, așa de vreo 9 sau 12 locuri, nu știu, un ven frumos. Veniseră de la Unii să mă ia și toți erau în jurul autobuzului și toți au început să plângă și m-au luat în brațe și că, ce să facă să nu plec? Zic, nu, când să nu plec, măi? Zic, dacă aș putea, v-aș lua eu pe voi acolo, dar eu să rămân aici, Doamne ferește. Zic, acum am învățat că există iadul. Eu credeam că nu există nici rai, nici iad deocamdată. Când merg, intrăm în pământ, dar există iad și ăla e în Cuba. În sfârșit, și le-am zis, trebuie să plec. Și zic, ce pot eu să fac pentru voi? Ce să fac eu pentru voi? Ce pot să fac pentru ei? Să mă rog. Ultima rugăciune, înainte să mă sui în autobuz, a fost așa de concentrată emoțional, că toți plângeau și mie mi-au dat lacrimile. De-abia am putut să mă rog. Pe rugăciune m-au luat în brațe de parcă muream sau parcă plecam pe altă planetă. Și nu le venea să mă lase să mă sui în autobuz. Imaginați-vă că Iisus, după ce petrece 3 ani și jumătate cu ucenicii, are ultima rugăciune pentru ei și apoi moare și apoi pleacă la cer. În Ioan 17 e ultima rugăciune. E cea mai importantă. Și ce credeți că se roagă în ultima rugăciune pentru ei? Să fie una. Păi de ce te rogi, frate? Ce e atât de importantă unitatea în biserică? Că noi ne gândim la porunci, la, să nu mă înțelegeți greșit, poruncile sunt importante. Dar mă, frate, nu poți pe astea să le faci și pe celelalte să le lași nefăcute. Nu merge! Și vorbele nu prea fac bani. E ușor de vorbit. Așa îmi spunea mie cineva. Ce, o, frate, cât te iubesc! Și mi-a zis, de unde mă iubești, că ei nu mă cunoști? E ușor de zici, te iubesc. Uite, nu vrei să-mi plătești morghejul acasă pentru un an? A, nu pot. Păi și atunci lasă-mă, mă, cu iubirea. Păi nu, dovedește că mă iubești. Iisus în ultima rugăciune se roagă ca ei să fie una, ca atunci lumea va cunoaște că sunteți copiii mei. Țineți minte, vrem să avem succes în lucrarea misionară și ne mirăm de ce nu vine nimeni. De ce nu vine nimeni? Să vă spun eu de ce nu vine nimeni. Că biserica nu e una. Ca de exemplu, cât ucenicii se certau între ei, cine e mai mare, cine e mai tare, tatăl meu îl bate pe tatăl tău. Când ucenicii se certau între ei, nu s-a botezat nimeni.
Când Dumnezeu a îngăduit persecuții și s-au uinit în camera de sus și s-au rugat și aveau tot un de obște și erau cu toții una, s-au botezat 5.000. Până biserica nu se unește în rugăciune, ascultați cu atenție, până biserica nu se unește să fie toți, uite așa, un corp, și să se iubească cu o iubire sinceră și reală, și să nu permită critică, să nu permită judecată în biserică, să nu permită absolut nimic. Să se ajute unii pe alții, să se iubească unii pe alții, să se roage unii pentru alții. Și cine vine să zică, n-am văzut în viața mea așa ceva. Nu cred că e adevărat, într-o societate atât de egoistă, în care fiecare e pentru el și nu-ți dă nimeni nimic fără să aibă o agendă și un interes, într-o societate atât de egoistă, ăștia, adventiștii, sunt cu totul deosebiți. Fiecare e gata să moară pentru celălalt. Fiecare e gata să-l ajute pe celălalt. Ăsta-i dă lui, ăla-i dă lui, ăla-i dă lui, ăla-i dă lui. Aștia sunt parcă s-o familie, nici în familie lumea nu ne ajutăm așa. Până nu zice lumea, e ceva rău cu ăștia. Ori sunt bolnavi, ori e Duhul lui Dumnezeu acolo. Că nu e normal. Ăștia nu sunt normali. Până lumea nu va vedea felul ăsta de unitate, cum era în biserica primară, și felul ăsta de iubire în care, gândiți-vă ce expresie zice Iisus, să fie una cum eu sunt în tine și tu ești în mine. Ei să fie una în noi și cu unii cu alții. Păi ce fel de unire este în Tată, Fiul și Duhul Sfânt? Gândiți-vă la treaba asta. Ce fel de unire este în Trinitate? În Godhead. Asta este unirea. Este posibil ca noi oamenii să avem o unitate de tip unității dintre Iisus și Tatăl? Păi și Iisus asta a cerut în rugăciune. Zice, Tată, te rog ca să fie una cum suntem noi una. Identic. Iisus asta a cerut. Zice, atunci lumea va crede că ei sunt copiii mei și că tu m-ai trimis. De ce nu avem noi putere? Pentru că una vorbim și alta facem. Haideți că acum de-abia începem și noi predica. Deci, ce are de nu merge? Oh, nu-i pornit. Acum, gata. Așa. În predica care o ținusem eu înainte, spuneam că el a zis așa, Doamne, s-a rugat Iisus ca să-L glorifice pe Tatăl, cum se zice? Să-L proslăvească, să-L preamărească pe Tatăl. Nu trec prin asta. Ce înseamnă să-L preamărească, să-L glorifice pe Tatăl? Știți cumva? Că noi credem că e cu gura. Doamne, te laud. Două răspunsuri amândouă bune. Să-L facă cunoscut, Iisus a venit să descopere caracterul Tatălui, să reveal, să descopere, să-L facă cunoscut pe Tatăl. E bine? Zice, arată-ne pe Tatăl. Și de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Iisus a venit să-L facă cunoscut, pentru că caracterul lui Dumnezeu a fost pus la îndoială în univers de către Satana. Și Iisus a venit să arate că Dumnezeu este iubire. Și cum arăți că Dumnezeu e iubire? Prin vorbe sau prin fapte? Iisus a venit să trăiască o viață cum trăiește Dumnezeu, să arate cum e Dumnezeu. M-ați înțeles? Ok. Ce a făcut Iisus ca să arate că Dumnezeu e iubire? A trăit și a murit. A trăit și a murit. A murit pe cruce. Într-un cuvânt, Dumnezeu Universului și-a dat viața, și noi știm asta, pe cruce să arate că Dumnezeu de fapt e iubire și e gata să moară pentru păcătos. Unde Satana a pierdut lupta. Ok. Mai departe, trecem repede. S-a rugat ca să-L preamărească pe Tatăl prin viața Lui și prin moartea Lui. Doi, s-a rugat ca ei să aibă viață veșnică, mă rog, ca să le dai viața veșnică. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine și... Ce e viața veșnică? Încă o dată, a zis bine, mai ziceți o dată. Ce e viața veșnică? Cunoașterea de Dumnezeu. Nu știu de unde până unde avem noi în cap teoria asta că viața veșnică este când faci tot ce trebuie. Trebuie, nu mă înțelegeți greșit. Trebuie să facem ce trebuie. Dar viața veșnică este când ai o relație cu Dumnezeu. Și să vă spun așa, când ai o relație cu Dumnezeu, nu calci poruncile și nu lipsești de la adunare. Când ai o relație cu Dumnezeu, ții poruncile. Dar poruncile fără Dumnezeu nu merg. M-ați înțeles? Că sunt de ei care țin porunci fără Dumnezeu și cred că o să fie mântuiți ca farisei. Nu merge. Trebuie să le ai pe amândouă. Ok. Și zice așa, să te cunoască pe tine. Cum îl cunoști pe Dumnezeu? În prima am zis, cum îl glorifici pe Dumnezeu? Prin sacrificiu. În a doua, cum îl cunoști pe Dumnezeu? Prin relație. Solai spune așa, la piciorul crucii, contemplând caracterul și sacrificiul lui și iubirea lui, îl cunoaștem pe el.
Acum vreau să întreb, cum îl cunoști pe Dumnezeu? Cum îl contemplezi? Care sunt metodele practice? Cuvântul lui Dumnezeu și? Cartea naturii și experiența lui Dumnezeu cu oameni. Și rugăciunea. Rugăciune, studiu și așa mai departe, da? Ok, ascultați cu atenție. Este un paragraf în Spiritul Profetic care spune așa, că noi în rugăciune încercăm să-L schimbăm pe Dumnezeu. Coborâm cerul la noi. Dumnezeu a vrut să ne creeze în imaginea Lui și noi la rugăciune încercăm să-L creăm pe Dumnezeu în imaginea noastră. Într-un cuvânt, zicem așa, Doamne, te rog frumos, ajută-mă cu serviciu, Doamne, te rog frumos, ajută-mă cu divorțul, sunt gata să pierd casa, ajută-mă cu casa, Doamne, am problema asta cu internetul sau cu nervii sau cu știu eu cu ce, ajută-mă, dă-mi biruință, Doamne, am problema asta, ce e rău în ce am spus până acum? Nu-i nimic rău. Ok. Când te rogi pentru problemele aia, din nou și din nou și din nou și din nou, ai un păcat și te rogi pentru biruință, pentru păcatul ăla. Pe ce ții tu ochii? Pe păcat, pe tine. Păi Surai spune așa, în Marea Luptă, pe la capitolul 42 sau 43, spune că atâta timp cât ținem ochii pe păcat și pe self, pe noi, suntem descurajați și repetăm păcatul. Când luăm ochii de pe noi și acceptăm iertarea prin credință, fără să înțelegem, fără să merităm, și punem ochii pe Iisus și pe crucea Lui, atunci Dumnezeu ne dă biruință. Cum spune cântarea? Turn your eyes upon Jesus. Puneți ochii pe Iisus. Noi nu trebuie să ne ținem ochii pe probleme, pe păcat, pe noi. Cu cât vă rugați mai mult și privirea este îndreptată spre probleme, cu atât mai mult vă adânciți în probleme și în depresie și în descurajare. Când te rogi, după ce ai prezentat lui Dumnezeu problema, trebuie prin credință să crezi că ai și primit răspunsul. Sara a rămas însărcinată când a crezut promisiunea lui Dumnezeu. Deci și conceived when she believed. Cum traduci? A rămas însărcinată când a crezut, nu? În momentul în care tu crezi, fără dovezi, prin credință, în momentul ăla îți iei ochii de pe probleme, ai prezentat problemele, crezi, îl lauzi pe Dumnezeu înainte să primești răspunsul și apoi îți pui ochii pe Hristos și petreci restul rugăciunii contemplând caracterul lui Hristos și restul studiului în Biblie contemplând caracterul. Noi toată rugăciunea e numai despre problemele noastre. Nu știu cum, dar cam așa sunt rugăciunile, toate care le ascult. Este un paragraf, dar nu o să-l citesc că nu avem timp, care zice că de multe ori petrecem timp în rugăciune reflectând la probleme în loc să reflectăm la caracterul lui Hristos. Focalizându-ne pe noi înșine și pe nevoile noastre și pe păcatele noastre în loc să ne focalizăm pe Hristos. Our prayers, rugăciunile noastre trebuie să fie pline de prezența Lui, nu de nevoile noastre. După ce am prezentat problemele, trebuie prin credință să înțelegem că Dumnezeu a răspuns și să-L lăudăm și apoi să petrecem timp cu El. Cine face așa? Cum ai viața veșnică? Deci și viața veșnică este aceasta. Să te cunoști. Cum îl cunoști pe Dumnezeu? Nu când îți petrești timpul contemplând problemele, ci când îți petrești timpul contemplându-L pe Hristos. M-ați înțeles? Mai departe, în partea din rugăciune zice și apoi mă rog ca ei să fie una. Cum sunt una? Păi spune Iisus în rugăciune să fie una în noi. Zice, one in us. Să fie una în noi, cum eu sunt în tine și tu în mine. Cum poate biserica să fie una? Păi frate, păi sunt destule metode. Toți care nu zic a mine, exclud. Și gata, am rezolvat, suntem toți una. Care nu-i de acord cu mine, uite ușa. Și-a rămas în biserică numai aia care zic a mine și suntem toți una. E asta o soluție? Care nu-i de acord cu mine, încep să-l critic, frate, și-l ponegresc și-l... Vai de mine, că-l învăț eu minte. Așa se face în anumite locuri, nu peste tot. Praise the Lord, Loma Linda e o biserică destul de unită și destul de bine, dar sunt altele care... și nu dăm nume. Alte metode, cum să fie una? Nu mă interesează de tine, nu te interesează de mine, fiecare cu viața lui. Lasă-mă în pace, te las în pace, suntem una. Aia e una? Nu. No. Sunt paragrafe, nu le dau, că astea sunt din predica numărul 4 din ciclu, care spun așa că până biserica nu va fi una, în care fiecare să-i pese de celălalt, se roage pentru celălalt, să-l ajute pe celălalt. Biserica nu va face niciun fel de progres, spune Sora White. Dar trecem mai departe. Cum ajunge biserica una? Foarte simplu. Într-unul din paragrafe, și aici de-abia începem subiectul, spune așa Sora White. Cu cât se apropie mai mult de Hristos, fără să-și dea seama, sunt transformați asemenea lui Hristos
și încep să se iubească pe Dumnezeu, să iubească unii pe alții. Și cu cât se apropie mai mult de Hristos, se apropie unul de altul. E ca bicicleta cu spițele la roată. Cu cât te apropii mai mult de centru, te apropii mai mult unul de altul. Așa. Și acum să începem subiectul. Schimbarea nu se întâmplă când încerci să te schimbi, ci schimbarea se întâmplă când te apropii de Iisus. Unitatea nu se întâmplă când încerci să te unești, ci se întâmplă când te apropii de Iisus. Cu cât te apropii de Iisus, se apropie unul de altul. Așa le spun și la familiile care nu se înțeleg. Băi, voi studiați împreună, voi vă rugați împreună. Vreți unitate în familie? Apropiați de Hristos și atunci vă apropiați unul de altul. Haideți să începem. Ce mă rog pentru ei, ca să fie una, cum eu în tine și tu în mine, așa să fie și ei una în noi. Unitatea nu există decât în Hristos. Altfel de unitate nu există în biserică. Ok. Haideți să trebuie să ne mișcăm puțin mai repede. Ok. O să vă spun o poveste. Cine știe Charlie Brown? Eu sunt un păcătos, mai urmăresc desene animate, special Tom și Jerry, nemaipomenit. Le am toate Tom și Jerry de când s-au inventat până la zi. Și când vin copiii, ne uităm la Tom și Jerry. Ia, am 51 de ani, dar Tom și Jerry îmi place. Nu știu dacă vă place și nu mă interesează. Și dacă mă judecați, o să mă rog pentru dumneavoastră. Acum, ăsta este Charlie Brown. Cine a urmărit vreodată Charlie Brown, desene animate? Știți cine e acolo? E Lucy și... A? Cine a zis? Somebody? Lioness? Linus? Cum se zice? Linus. Lucy și Linus. Lucy vine acasă la Linus și Linus urmărește televizor. Și Lucy zice lui Linus, zice, schimbă canalul, pune pe canalul 12. Și Linus se de, cine crezi tu că ești? Vin în casa mea la televizorul meu și îmi spui mie ce canal, urmărești ce canal vreau. Și Lucy se uită la el și zice, cu unghiile netăiate, avea o manicură așa cu niște unghii atâta. Zică, vezi tu degetele astea? Singure n-au nicio putere. Dacă sunt împreună, sunt o armă de teroare. Care dacă se învige în gâtul tău, te termină. La care Linus zice, ok, ce canal vrei? Și apoi Linus se uită la degetul lui și zice, de ce nu vă uniți mă și voi? Nu știți că e putere în unitate? Nu știu dacă ați înțeles lecția. De ce n-are biserica putere? Pentru că e putere în unitate, nu când suntem fiecare de capul lui, frate. Și să vă spun care e treaba. Iisus se roagă să fim una, ca atunci de-abia să știe lumea că noi suntem poporul lui Dumnezeu și să putem încheia lucrarea. Ok. De ce să fim una? Păi e în text, numai ce am spus 3 secunde înainte. De ce să așa de dragul de a fi una și gata? A, suntem una, amin, hai acasă. De ce să fim una? La sfârșitul rugăciunii dă motivul. Să fie una, ca atunci lumea va cunoaște. Dumnezeu ne-a dat o misiune. Biserica asta, la început, a fost o mișcare. La un moment dat a ajuns să fie ca celelalte biserici o instituție. Dar chemarea noastră nu e să fim instituție. Dumnezeu nu ne-a chemat să avem grijă de instituție, ci ne-a chemat să avem grijă de cei pierduți. Nu ne-a chemat să cum să zic eu, să clădim, ci ne-a chemat să salvăm. Nu știu cum să vă spun. Am aici câteva paragrafe care vorbesc de asta destul de complicat. Dar nu avem timp. În sfârșit, care este motivul pentru care trebuie să fie una? Sfârșitul rugăciunii dă motivul și spune așa. Pentru ca lumea să creadă. Și dacă Dumnezeu ne-a dat o misiune să predicăm Evanghelia, începând din de aici, din Loma Linda, și apoi ne ducem în Ierusalim, Iudeia, ce urmează? Ce e Iudeia aici lângă Loma Linda? Riverside, da? Redlands, Samaria. Iudeia, Samaria și până la margine. Într-un cuvânt, trebuie să predicăm Evanghelia. Asta e menirea noastră. Asta e rostul bisericii. Și dacă nu o facem noi, pietrele o să facă treaba, dar noi o să plătim. Ok. Cum se poate face lucrarea? Când vom putea să facem lucrarea? Când suntem una. Foarte simplu. Ok. Dumnezeu a venit să salveze și ne-a dat o misiune să salvăm. Auziți ce se întâmplă. De multe ori în biserică, oamenii cred că dacă își fac toate datoriile la care sunt chemați de comitetul de numiri, la care sunt aleși, prezbiterul își face treaba de prezbiter, diaconul își face treaba de diacon, dirijorul își face treaba de dirijor, sabascul își face treaba de sabascul și așa mai departe, credem ca Marta că ne-am făcut datoria. Dar Spiritul Profetic spune așa,
Că dacă n-ai adus pe nimeni la biserică, tu nu poți să fii mântuit. Că trebuie să ai steluțe în coroana aia. Și că dacă tu n-ai povestit nimănui, tu nu ești un lucrător în via Domnului. Chiar dacă nu ți-ai făcut treaba aici în biserică. Așa cum spunea tatăl meu, băi, tu dacă ai stupi și ele fac mierea și ele o mănâncă, și dacă ai oi și ele fac laptele și ele îl bea, n-ai nevoie să ai. Așa fac adventiști. Ei fac programul, ei ascultă, papa. În loc să facă... Cum e? Dacă ai face farming în bar, farmingul se face afară, în câmp. În barn aduci grânele. Noi facem totul în barn, în biserică. Nu se duce nimeni în field să lucreze. Ok. Era în... Asta e în istorie, puteți să o citiți. În 1750, războiul dintre englezi și francezi. Și-au ajuns lupta la Canada. Și când au ajuns la Canada, englezii vreau ei Canada, francezii vreau ei Canada. Și comandantul armatei englezi a trimis admiralul Pipes și a zis așa: du-te cu flota maritimă și parchează flota pe ocean, pe malul Quebecului. Și când vin eu cu armata, eu vin cu armata aproape și când vin francezii, tu cu tunurile arunci departe și mă ajuns de pe ocean să câștig bătălia pe uscat. Ăsta, admiralul Pipes, a ajuns cu flota mai devreme cu 5 zile decât trebuia să ajungă. Ce să fac el 5 zile? S-a plictisit. Și stă el și fuieră și... Și cum mergea pe vapor unde avea comanda, se uită și vede că pe port, pe mal, erau biserici multe. Multe, 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 catedrale, palate, catedrale, palate, biserici. Toate pline de statui cu idoli. Pline. Petru, Pavel, toți sfinții de pe lume, statui. Și cu oamenii veneau și se închinau la statui. Și bă, dar ăștia sunt păgâni. Nu trebuie să te închini la statui, trebuie să te închini la Dumnezeu. Se uite la soldați și le spune: încărcați tunurile, distrugeți toți sfinții. Au încărcat tunurile și bu, 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 au luat la rând. 5 zile au distrus toți sfinții. Au dărâmat tot. După 5 zile vine armata. Și ăla zice: avem nevoie de ajutor. Vin francezii, avem nevoie de ajutor. Și ăsta se uite, discută cu soldații: trebuie să-i ajutăm. Și că ne pare rău, dar nu mai avem ghiulele. Nu mai avem ammunition. Asta e în istorie. Căutați pe internet și știți povestea. Vreau să vă întreb. Se poate întâmpla ca biserica să nu poată să-și facă lucrarea, că a consumat toate gloanțele, toată energia, împușcând sfinții? Yeah. Shooting the saints. Și a consumat toată energia pe vopsitul bisericii, pe aranjarea scaunelor, pe discuții, cum să organizăm comitetul și cum să organizăm școala de sabat, și oile produc laptele mult și apoi îl bea. Și nu mai au nicio energie, se duc afară și se facă lucrarea la care au fost chemați. La ce lucrare ne-a chemat Dumnezeu? Cât v-ați implicat în Loma Linda? Credeți că nu sunt oameni în orașul ăsta de salvat? Așa ziceau și ucenicii: Doamne, uite, ia păcătoși, aruncă foc pe ei. Dumnezeu a zis: așa, aveți dreptate, nu mai e seceriș. Așa a zis? Secerișul este larg, problema e alta. Nu sunt lucrători în biserică, aia e problema care o are Dumnezeu. Vreau să vă întreb, într-o biserică bună, în care nu sunt 1000 de conflicte ca în altele, ce face biserica pentru a salva păia pentru care a venit Iisus să moară și pentru care ne-a chemat pe noi? Asta e misiunea noastră. Asta este rostul, Sorai spune că rostul bisericii de existență este să salveze pe cei pierduți. Când biserica nu salvează pe cei pierduți, trebuie să fie închisă. Vreau să vă întreb, ne împlinim misiunea? Dați-mi exemple concrete. Uite, asta facem noi, să salvăm pe cei pierduți. 1, 2, 3, 4, 5. Biserica consumă energia cu organizare internă. Și vi se pare că e bine. Și Iisus spune: nu vă cunosc. Nu vă cunosc. Iisus n-a venit pentru asta. Iisus le-a spus așa: vreți să salvați pe cei pierduți? Uite care e treaba. Rugați-vă și așteptați până primiți puterea Duhului Sfânt. După ce veți primi o putere, veți fi martorii mei. Ce trebuie să fim noi? Martori. Ce trebuie să fim noi? Martori. A zis bine, numai că trebuie să ziceți așa, mai cu curaj, mai cu gura mare. Să fiți martorii mei în toată lumea. Asta e menirea noastră. Cum se face treaba? Nu planificând. Nu e rău să planificăm, nu mă înțelegeți greșit. Numai că atâta planificare ne-a mâncat viața. Deci rugați-vă până primiți Duhul Sfânt, pentru că lucrarea nu e făcută de planificarea voastră, ci de Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu mișcă inimile, nu planificarea noastră. Eu nu sunt în stare să mă schimb pe mine. Cum aș putea să te schimb pe matale? Duhul Sfânt te schimbă. Rugați-vă până primiți Duhul Sfânt. Când primiți Duhul Sfânt, duceți-vă și predicați. Când se întâlnea comitetul meu, ce făceau? Planificau și apoi hai să facem treaba. Și nu mergea și îmi spune mie: nu merge evangelizarea, pastore. Păi normal că nu merge. Că n-ați făcut rugăciune, n-ați primit Duhul Sfânt și n-ați pregătit terenul. Cum poți să culegi roșii dacă n-ai plantat roșii? Du-te, tată, în oraș,
plantează și apoi du-te și culege. Nu? Ne-am rugat în casa mea, am planificat, după ce, e bună planificarea după ce te rogi. Am cerut prezența Duhului Sfânt, am cerut planul de la Dumnezeu, a venit planul Dumnezeu, am planificat, ne-am dus în oraș, am lucrat cu orașul, după aceea botezuri, tata. Din septembrie până sâmbăta trecută, în fiecare sâmbătă un botez. Nu ne-am botezat copiii, hai ne botezăm unii pe alții, în familie. Oameni din lume. Îmi spunea mie, nu există, că în Lexington sunt toți bogați și bogații n-au nevoie de Dumnezeu. Cum adică? Cine a inventat că bogații n-au nevoie de Dumnezeu? Cine a spus asta? Rugați-vă și așteptați până veți primi o putere. Când veți primi o putere, atunci veți fi martorii mei. Spune sora așa, numai prin puterea Duhului Sfânt biserica poate să facă lucrarea. Și puterea Dumnezeu vine numai în urma rugăciunii stăruitoare. Nu știu câți de noi ne rugăm pentru asta. Și ucenicii au discutat și au făcut treabă bună. Au avut comitet și zice Petru, deștept. Zice Petru, uite, am o idee. Uite cum se face treaba. Zice, ne facem, zice, noi, dacă te uiți în Biblie, sunt 12 porți, 12 apostoli, 12 profeți, 12 patriarhi, dar noi nu suntem decât 11. Uite cum se face treaba, nu suntem completi. Alegem pe unul și când o să fim 12 merge treaba. Ăla era planul lui Dumnezeu sau planul lor? Planul lor. Și hai să spun cum facem. Tragem la zaruri. Auziți? Tragem la zaruri. Stați că trebuie. Ok. S-au întâlnit și că tragem la zaruri. Și la zaruri din, au făcut ei o listă lungă și erau pe listă 124 și de pe lista aia au avut interviuri și fiecare a venit cu câte un rezume și s-au uitat ei și după mintea lor, ăsta e bun să-l alegem pastor. Că uite ce scrie pe rezumeul ăstuia. Ăsta e ca Iuda, ăsta e deștept foc, are școală mult, hai să-l alegem pe ăsta. Și au ales doi din 124, asta improvizez, nu scrie în Biblie. Au ales din 124 cu cele mai bune rezumeuri, doi, și pe aceea au tras la sorți. Gata. Și a ieșit Matias. Vă amintiți? Spuneți-mi și mie, știți ce a făcut Matias? Nu scrie nimic. N-a făcut nimic, că nu scrie nimic în Biblie. E prima dată și ultima dată când au zis numele lui. De ce? Asta e planul comitetului biserici. Și după aceea Iisus pe cine l-a chemat al 12-lea? Pe Pavel, care ce era? Terorist. Nu? Omora creștini și îi punea în pușcărie. Acum cine l-ar fi angajat pe Pavel să fie pastor în Loma Linda? Spuneți-mi și mie. Și după ce l-a chemat Iisus și aveau suspiciune, ăoleu, ăsta ne omoară, nu vă duceți acolo. Observați dumneavoastră că Dumnezeu nu lucrează cu lucrăm noi. Planurile lui sunt departe de planurile noastre. Când vrei să faci treabă, te rogi și aștepți planul lui Dumnezeu, nu faci tu planul. Vă dau un alt exemplu. Foarte, foarte elocvent din istorie. Și ar trebui să sar peste toate. În 1917, în Rusia, în Moscova, pe colțul ăsta s-a întâlnit Biserica Ortodoxă și nu blamez biserică. Vă dau un exemplu din istorie. N-am întrebat cu ortodoxi sau catolici sau baptiști sau adventiști. Peste tot sunt și oameni buni și oameni răi. Pe colțul ăsta s-a întâlnit Biserica Ortodoxă cu un sinod vestit în istorie să discute cum să organizeze câte lumânări să fie. Să fie 12 sau 15 lumânări și cât de lungi? 18 sau 22 de inci. Și au început să se certe câte lumânări să fie în biserică. După aceea a hotărât câți preoți trebuie să fie să inițieze serviciu. După aceea s-au discutat 3 săptămâni cum să organizeze biserica mai bine. În același timp, cu două colțuri mai la nord, s-au întâlnit bolșevicii să schimbe istoria lumii, să facă revoluție și să aducă comunismul în lume. Biserica avea atâta putere în Rusia că toată lumea asculta de biserică. Dacă biserica și-ar fi folosit energia și timpul nu să vadă câte lumânări trebuie să pună și să predice Evanghelia, s-ar fi schimbat istoria lumii. Dar pentru că ei nu și-au făcut datoria și au fost focalizați în interior, în loc să fie focalizați în exterior, Dumnezeu nu i-a trimis să aibă grijă de sfinți. I-a trimis să aibă grijă de cei pierduți. Sorai spune așa, că noi nu o să creștem niciodată până nu lucrăm cu alții. Dumnezeu nu are nevoie de noi. Biserica nu are nevoie de tine și de mine. Biserica n-are nevoie de dumneavoastră și de mine. Dumnezeu nu are nevoie de noi. Dacă nu fac eu treaba, Dumnezeu poate să facă el, poate să facă pietrele. Dumnezeu nu ne-a chemat pentru că are nevoie de noi, ci pentru că noi avem nevoie de el. Spune sorai că numai lucrând cu alții creștem noi. Și că Dumnezeu ne-a dat privilegiul ăsta ca o favoare ca să creștem. Și de aia nu creștem niciodată. Pentru că noi nu lucrăm cu alții. În timp ce biserica a discutat câte lumânări să pună, ăștia schimbau istoria lumii, comuniștii. Se poate ca așa acum Iisus să fie la ușe și noi suntem atât de ocupați cu lucruri interne, în loc să ne rugăm, Doamne, ajută-ne să ne unim, să primim Duhul Sfânt, să salvăm tot ce este pierdut. Uite aici, Loma Linda.
Acum biserica din Lexington, noi asta ne rugăm. Doamne, vrem să salvăm Lexington, dă-ne Lexington. Toată biserica se roagă pentru Lexington. Doamne, dă-ne Lexington. Nu ne lăsăm, nu renunțăm la rugăciune până nu dea Lexington. Nu știm câți, dar vrem să afle toată lumea de mărturie și care se botează, praise the Lord. Toată biserica mea pentru asta. Acum se roagă. Noi nu avem alte rugăciune. Doamne, ajută-ne să mai clădim două camere și să mai... Eu nu știu, nu zic că e rău, nu știu ce faceți aici, nu cunosc planurile noastre. Nu e rău să clădiți și noi vrem să plantăm încă o biserică, pentru că dacă se botează mulți, deja nu mai avem loc în parcare. Dacă se botează mulți, și comunitatea americană, nu e română, nici spaniolă, nici... E comunitatea americană și nu mai avem loc în parcare. Dacă se botează mulți, unde îi pui? Și atunci trebuie să începem două servicii divine și apoi să mai plantăm o biserică. Nu e rău. Dacă întâi te-ai rugat și ai lucrat. Dacă nu te rogi și nu lucrezi și tot ce faci nu mai să ai grijă de nevoile interne, aia nu-i treabă. Nu știu dacă m-ați înțeles. Nu e rău să construiești, ci e vorba de priorități. Vreau să mă înțelegeți bine ce zic. Să nu mă interpretați greșit. Într-un cuvânt, se poate ca Iisus să vie la uși și noi, satana, să ne ocupe mintea cu atâtea lucruri, cu servici, cu cutare, încât noi, în loc să salvăm pe cei pierduți pentru care Iisus a murit și care e misiunea și rostul nostru de existență, în loc să salvăm, noi ne ocupăm cu altele și uite așa vine sfârșitul și noi nu avem habar? Se poate? Care ar fi rostul nostru? De ce ar trebui noi să ne întâlnim? Ar trebui să ne întâlnim, să ne rugăm, să primim Duhul Sfânt și să planificăm cum să salvăm. Ce putem face noi pentru tineri? Ce putem face noi pentru oraș? Ce putem face noi pentru poliție? Ce putem face noi pentru săraci? Ce putem face noi pentru bolnavi? Asta e lucrarea bisericii. De asta a venit Iisus. Dumnezeu nu ne-a chemat să facem biserici, ci ucenici. Nu ne-a dat darul să le folosim pentru noi și casa noastră, ci pentru alții. Nu ne-a chemat să avem grijă de planuri, ci de cei pierduți. Nu să vorbim despre salvare, ci să salvăm. Nu să căutăm metode de a face evangelizare, ci să fim uniți. Cea mai bună evangelizare e când suntem una. Când suntem una, vin oamenii, uite așa. Când facem evangelizare și suntem separați, nu vine nimeni. Și așa mai departe. Nu ne-a chemat să facem reguli, ci ucenici. Să criticăm, ci să iubim și să botezăm. Aș vrea să încerc să termin. Vreau să vă spun o chestie. Dumnezeu după aceea se roagă, zice, mă rog să-i protejezi, se roagă pentru protecție. Vă amintiți? De ce să protejeze? De cel rău. Ok, unde e cel rău? Cine spune că e afară? Sora ai spune că cel rău, dușmanul nu e în afara bisericii, înăuntru. Apostolul Pavel, ce vor veni între voi? Ok, să ridice mâna lupii din biserică, vreau să-i văd. Oh, n-aveți niciun lup aici. Praise the Lord! Numai oi. Toată lumea, be, ok. Păi, dar așa spune Pavel, că în biserică, și sora îi spune că pericolul cel mai mare, dușmanul cel mai mare, nu e în afara bisericii, ci e în biserică. Păi care e frate? Care e lupul? Că dacă toți suntem oi, praise the Lord, care e lupul? Îmbrăcați în oaie. Toată lumea arată bine, vine la costum, pace frate, te iubesc, pace frate, Domnul să te laude, da. Când te duci acasă, vai de lume. Păi frate, uite, Iisus s-a rugat de pentru protecție, dar protecție dinăuntru în greacă. Vreau să vă spun că jucam pe bârnă. Cine știe cum se joacă pe bârnă? Era o bârnă când eram eu la școală și ne-am făcut două echipe în clasa mea. Eram în clasa 7-a, 8-a și eram cel mai bun. Aveam un echilibru, balansul meu era perfect. Mă duceam pe bârnă și puteam să stau un picior să-i dau pe tot jos. Și care cum veneau, pum! Și știți cum făceam? Aveam artă. Să spun cum făceam. Vino matale puțin. Demonstrăm. Să ne imaginăm că aici e o bârnă așa de îngustă, cam la asta înălțime. Și când eu împing așa, în ce parte credeți că împinge dânsul? În partea opusă. Știți cum făceam? Împingeam tare și într-o secundă făceam așa și el, și cădeam partea cealaltă. Mulțumesc. Pe toți îi dădeam jos și nu-și învățau lecția. Că eu împing într-o parte și apoi dau în cealaltă, nu tot în aia. Și îi dădeam pe tot jos. Și unul din echipa mea îl chema Porcariu Vasile. Așa, eram mai înalt, mai gras, mai eu eram, vai de mine, mic, dar eram mute ca focul. Ăla zice, cum faci tu, mă, că totdeauna ești ultimul pe bârnă? Zic, băi, tată, bă, tu ești din echipa mea. Noi trebuie să câștigăm, nu contează care din echipă. Unul din echipă trebuie să rămână ultimul, că atunci câștigă echipa noastră. Tu ar trebui să te bucuri că noi câștigăm. Ce, băi, tu te crezi mai deștept, tu ești totdeauna ultimul pe bârnă. Și în timp ce eu mă luptam cu unul, ăsta din echipa mea a venit pe la spate și mi-a dat una la picioare. Și am căzut și era o piatră și am dat cu gura în piatră și mi-am spart dinții de sus toți. Atunci am învățat o lecție. Că de multe ori
Nu contează că ești în aceeași parte a terenului, cu aceeași uniformă și aceeași culoare. Trebuie să te ferești și de aici dinăuntru, nu numai de aici din afară. Mi-am învățat o lecție. Se poate întâmpla ca și în biserică să ții ochii deschiși ca să nu te mănânce sfinții? Acum vorbim povești, asta nu sunt lucruri reale, nu? Auziți, fraților, de câte ori sunt bisericile noastre împărțite, de câte ori sunt bisericile noastre în conflict, de câte ori și dacă nu e conflict, sunt bisericile noastre indiferente, ăla nu-l știe pe ăla, ăla n-are habar de ăla, și noi vorbim de unitate. Mă înțelegeți ce zic? 1, 2. Satana se ocupă în mod special să țină membrii bisericii ocupați ca să nu se poată uni. Că dacă se unesc, vor încheia lucrarea. Într-un cuvânt, eram la fotbal. Și eram 4 care jucam până transpiram și restul ceilalți erau... Și noi 4 trebuia să facem de toate pe teren. Că ceilalți erau leneși, nu făceau nimic. Se poate întâmpla ca și în biserică să fie câțiva care lucrează și restul vin la adunare, pleacă acasă și cu asta basta, s-a terminat credința? Ce-ar fi dacă toți ar lucra în biserică? Fiecare să-și folosească darul dat de Dumnezeu, fiecare să lucreze câte puțin. Ce-ar fi? Aia e unitate, frate. Nu știu dacă mă înțelegeți. Vreți să vă spun în română sau în engleză sau în japoneză, cumva, să fie mai clar? Tot la unitate se referă. Când unul lucrează și unul nu, aia nu sunt una. Când toți lucrează, când toți pun numărul, aia e una. M-ați înțeles? Ok. Haideți să ne apropiem de sfârșit, să încercăm să încheiem. Să nu mai vorbim că știu biserici în care s-au bătut cu pumnul. Pe unul l-a luat salvarea și pe altul l-a luat poliția. Biserici adventiste. Cred că știți și dumneavoastră, fără să rădăm exemple. Era în biserica mea, până să mai crească puțin. Și am ținut prima evanghelizare și le-am spus, băi tată, ocupați-vă de vizitatori. Păi vin vizitatorii și oamenii mei erau acolo pe hol, discutau ei între ei și vizitatorii săraci n-aveau loc să intre. Și intrau, trebuia să ocolească grupul nostru care atunci s-au întâlnit și au găsit să vorbească de ce au gătit și de mașini străine. Și după aceea vizitatorii intrau, îi ocoleau și apoi se uitau unde să mă așez, se duceau, stăteau singuri pe un scaun. Păi care era rostul grupelor care le-am pus eu la ușă? Să vorbească între ei sau să vorbească cu vizitatorii? Nu știu cum să... Noi zicem că suntem una și că ne pasă de lucrare. Dar să terminăm cu poveștile, să încercăm să... Mai spun o poveste. Uite aici, în Ierusalim, în 2002, la biserica The Holy Sepulchre se numește, biserica nașterii. Nu, biserica unde e, cer scuze, mormântul. Se crede că e mormântul lui Iisus în biserică. 6 biserici creștine s-au bătut acolo și a fost război, un fel de război așa, care să ia locul, că dacă ai biserica pe mormântul lui Iisus, trebuie să fii sfânt. Și s-au bătut și ce a făcut Imperiul Otoman pe vremea aia? A împărțit acoperișul ăla în 6 și le-a dat la fiecare câte o șesime, câte un loc. În 2002, unul din grupa asta bătea soarele tare și a mutat scaunul la grupa asta unde era umbră. Și ăla a luat scaunul și i-a dat în cap, căci că asta este zona noastră, tu stai în zona ta. Prin asta vor ști toți că sunteți copiii mei. Când vă dați cu scaunul în cap unul altuia. Păi, fraților, dacă Iisus vine în curând și dacă în jurul nostru, vă uitați așa, că vă dau niște fapte de pe... În iulie, când noi discutam la conferința generală subiecte importante, în iulie, în luna iulie, 29 de creștini omorâți, decapitați într-un sat în Nigeria, 11 în alt sat în Nigeria, 6 în timpul serviciului divin, 96 omorâți în Siria, 27 de femei și copii decapitați în Irak, în Libia, 30 executed. Poți să continui? Mai 19, 93 de creștini omorâți în Nigeria, încă 21 capetele tăiate, 40 în noiembrie în Kenya, 28 de femei, 31 de copii, 2 pastori. Poți să citești toată lista asta luată de pe internet. Când oamenii mor împrejur, când economia cade, când toate semnele astea spun că Iisus vine curând, mai curând decât ne imaginăm, e la uși. Când toate astea se întâmplă, în loc să ne ducem să ne rugăm, să primim Duhul Sfânt, să ne unim, să facem lucrare, să mergem acasă, noi cu ce ne ocupăm? Discutăm probleme de organizare. Nu că ar fi rele! Dar se îmbune după ce s-ai făcut datoria. Dacă nu s-ai făcut datoria,
Du-te, frate, la lucru, că asta e nevoie. Las că vedem noi în cer celelalte lucruri. Ca ăștia s-au bătut pe unde să-și pună scaunul fiecare. Prin iubirea noastră, oamenii vor cunoaște pe el și vor fi mântuiți. Prin iubirea noastră, lumea poate să fie salvată. Prin unirea noastră, diviziunea în biserică aduce ateism în lume. Când lumea vede cum e biserica, nu le mai trebuie biserică de nicio culoare. Uite ce spune Sir White. Cum se traduce press together? Strângeți-vă în unitate, nu? Ceva de genul ăsta. Uniți-vă, uniți-vă, uniți-vă. În unitate este putere. Bă, frate, nu vă scrisul dacă pui camera aia în fața mea. Dacă Iisus vine curând, uite ce spune paragraful. A fost lipsa de voință a evreilor să renunțe la tradițiile lor și asta i-a dus la ruină. N-au vrut să vadă niciun fel de greșeală în opinia lor, fiecare a vrut să aibă dreptate. Sunt multe lecții care trebuie să le învățăm și multe care trebuie să le dezvățăm. Numai Dumnezeu nu greșește, noi toți ceilalți greșim. Dacă cineva ține la opinia lui, în curând o să fie dezamăgit. Atâta timp când ține la ideile noastre și persistăm, nu vom avea unitate în biserică. Și noi suntem tari de tot când e vorba de ideile noastre. Dumnezeu ne-a chemat să fim una în El, nu să avem noi dreptate. Vă spun eu cum e în familia mea. Când am o discuție cu soția, că noi ne iubim mult, numai că suntem foarte diferiți. Foarte, eu sunt foarte iute, ea e foarte înceată. Eu mă enervez repede, ea nu se enervează niciodată. Eu vreau să le facem toate, ea zice, nu, n-are rost, stai calm, odihnește-te, vină cu, hai să stăm amândoi, hai să luăm un oac. Păi, dar uite, hai să facem asta, zice, calm down. Oh, îmi vine să explodez. Dar nu se poate și ca mine și ca ea și să fie bine. Și nu se poate să ne contradicem forever. Și atunci, ce trebuie să facem? Păi, frate, trebuie să alegi. Ori să ai dreptate, ori să fii fericit. Una din două, nu mergi să le ai pe amândouă. Și atunci renunț, zic, ok, Dana, ca tine, vrea să mute mobila? I hate moving furniture. I cannot, nu pot să accept așa ceva. Acum a 6 luni le-am mutat și zice, așa e cel mai bine. După 6 luni nu mai e bine, vrea altfel. Dar ce să fac? Mă contrazic, că până la urmă tot trebuie mutate. Decât să dureze 2 săptămâni cearta să le mutăm, le mutăm și gata, e fericită. Și după aceea, pot să fac și eu tot ce vreau. Zic, acum, Hani, putem să facem asta și asta? Gata, dragă, am mutat mobila, putem acum. Toată lumea e bine. Fraților, renunți la idei, lasă ideile. Ce dacă ai dreptate? Numai Dumnezeu are dreptate. Noi toți credem că avem dreptate când avem informații. Dacă am vedea ce vede Dumnezeu, nu ne-am luptat pentru prostiile astea. Nu că sunt prostii, dar în sensul că ne pierdem energia cu ele împușcând sfinții de pe biserici. Lasă ideile. Du-te și salvează pe cei pierduți. Că de-aia ne-a chemat Dumnezeu. Nu știu dacă ați înțeles. Hai să ne rugăm împreună în loc să ne contrazicem. Hai să ne rugăm pentru orașul ăsta în loc să ne contrazicem. Nu-i mai bine? Ok, mă bucur că s-a terminat. Escatologia. Știți ce este escatologia? Studiu evenimentelor finale. Când eram în seminar, studiam escatologie și citeam prin cărți că înainte să vină Domnul, mulți din biserică vor pleca și alții le vor lua locul. Și eu stau și mă gândesc, acum înainte să vină Domnul. Și stau să mă gândesc, am uit prin asta și încep să... Ăla pleacă, aia pleacă, ăla pleacă, încep să fac planul. Cine crezi că o să plece? Eu nu. Nu? Ce? Sau nu e adevărat paragraful ăsta? Așa e că nu e adevărat. Asta nu e inspirat, sigur. Cine o să plece, frate? Păi vă spun eu cine pleacă. Aia care nu s-au rugat și care n-au lucrat, n-au de ce să stea. Aia care au făcut rugăciune și au primit Duhul Sfânt și s-au lucrat în lucrarea lui Dumnezeu, ăia stau. E clar că noi avem o misiune și e clar că biserica va fi zdruncinată și e clar că biserica va fi filtrată și e clar că mulți o să plece. Cei care sunt ocupați cu tot felul de planuri și nu știu ce, n-o să rămână. Iisus vine în curând și Satana ar vrea din toată inima ca să facem orice, mai puțin să ne rugăm, să ne unim și să stăm. Vreau să termin cu o poveste. Uite, asta e povestea. Cine știe jocul ăsta de fotbal american, care nu e fotbal, fotbalul adevărat e soccer, e fotbalul românesc, fotbalul european sau spaniol.
fotbalul american, eu nu îl înțeleg, dar în sfârșit. Nu vreau să se supere nimeni. Americanii să nu se simte jigniți, dar eu nu prea înțeleg fotbalul american. Nu mi se pare deloc. Așa. Când joacă Hagi, atunci mai vezi. Sau când joacă Spania și Brazilia, sau ăla e joc. Atunci mă uit și eu. Când joacă ăștia, se întâlnesc în locker room, înainte să înceapă jocul, și coachul, antrenorul, vorbește cu ei. Și nu știu dacă ați observat jucătorii, au o sfoară de 5 inci legată de chei. Nu știu cine a văzut. E o sfoară de 5 inci care e legată de chei. Și asta e tradițional la americani. Știți care e povestea în spatele sforii? Hai să vă spun eu povestea. Se spune că mai de mult un coach a discutat cu echipa lui. Și a spus așa, băi, știi de ce pierdeți voi jocul? Că nu sunteți uniți. Și vreau să vă spun ceva, uite, îi țineți sfoara și le-a dat la fiecare jucător câte o sfoară, vreau să o purtați cu voi toată viața de aici înainte. O puneți la cheia de mașină și o purtați cu voi. Și ăștia au luat sfoara, s-au uitat la ea, au pus-o la cheie, după aceea zic, ok, ce-i cu sfoara? Și uite ce-i cu sfoara. Aș vrea să vă imaginați, le-a spus la jucători, înainte să intre la... când să înceapă jocul? Ca un motivational speech, ca o convorbire care să le dea motivație să joace bine. Și uite, imaginați-vă că sunteți pe un munte și sunteți la vârful muntelui și ați căzut și vă țineți de sfoara asta și sub voi sunt mii de metri de prăpastie. Și voi sunteți cu picioarele în aer și vă țineți de sfoara asta și viața voastră depinde de sfoara asta. Dacă te uiți în sus, cine ai vrea să fie la capătul celălalt să țină sfoara? Acum uite-te în echipa ta, de jur împrejur, ia întoarceți capetele și vă uitați-vă în biserică, așa, unul la altul. Hai, mă, uitați-vă, ce, uitați-vă. Hai. Nu se uită nimeni, toată lumea se uită la mine. Uită-te, frate, stânga, dreapta, ia, uite-te, cine lângă tine? Cine ai vrea să fie să țină sfoara aia ca să știi tu că nu-ți dă drumul? Până la Dumnezeu ne mănâncă sfinții. Haideți să discutăm de oamenii de aici. Din biserică, cine ați vrea să fie să țină sfoara? Nu Domnul. Din biserică, cine ați vrea să vă țină sfoara? Cel mai apropiat. Asta e un răspuns bun. Că așa mi-au zis mulți în biserica mea. Soțul, soția. Ok. Fiecare mi-a spus în biserică, i-am spus numărați pe degete. Câți, în ciuda usturimii, în ciuda sângelui, în ciuda durerii, în ciuda oboselii, transpiri, te doare mâna, începi să curgă sânge, începi să tremuri, dar nu-i dai drumul cu niciun preț, mai bine mor decât să-i dai drumul. Cine e persoana aia care, în ciuda durerii, nu dă drumul la sfoară? Zic, puneți pe numerați câți. Fiecare mi-a zis, unul sau doi. Și le zice antrenorul la jucători, câți ați găsit? Se uită ăștia împrejur la echipă, ce unul sau doi, ce nu e bine. S-ar putea ca în momentul ăla unul sau doi pe care ai tu încredere să nu fie acolo, să fie la capătul celălalt al terenului. Ce te faci dacă omul ăla pe care ai tu nădejde nu e acolo când tu ești în necaz? Ce te faci? Te duci! Bău! Și antrenorul a zis așa, până nu oricine din echipa asta ține sfoara cu orice preț, cu prețul vieții, voi nu o să câștigați jocul. Și acum vă spun eu ca biserică. Iisus, ce a spus fratele, a ținut sfoara în ciuda durerii și biciuirii și scuipării, în ciuda faptului că ai lui l-au părăsit, ai lui ucenicii lui, au fugit toți. În ciuda faptului că la rugăciune când i-a pus să se roage, au adormit, în ciuda faptului că a fost biciuit și nevinovat, în ciuda faptului că a fost scuipat, în ciuda faptului că a murit nevinovat, a ținut sfoara și nu i-a dat drumul, n-a renunțat nici până în ultima clipă. Iisus a ținut sfoara pentru tine și pentru mine, n-a renunțat. Acum, tu ești dispus să ții sfoara pentru ceilalți din biserică? Nu numai pentru soția ta sau soțul tău sau cei din familie. Pentru ăla din biserică care te-a criticat anul trecut. Pentru aia din biserică care are părul colorat verde și are inel în nas. Și când o vezi, bă, ce caută? Arată ca pupăza. Ce caută, bă, la biserică? Să se pocăiască și apoi să vină? Nu, frate, nu se pocăiește. Întâi vine și apoi se pocăiește. Că omul nu se poate pocăi, trebuie Iisus să te schimbe, că tu nu te poți schimba singur. Iisus întâi a mâncat cu ei, i-a ascultat, i-a vindecat, i-a iubit și apoi i-a schimbat. Întâi trebuie să iubești, că altfel nu se schimbă unul dacă nu-l iubești. Uită-te împrejur. Până nu oricine din biserică ține sfoara cu tine și până tu nu ții sfoara oricui, cu orice preț, și când te critică, și când te scuipă, și când te jignește, și când fratele sau sora din biserică a zis nu știu ce despre tine și tu nu ești vinovat, până nu ești dispus să ții sfoara cu orice preț și când sângerezi, nu suntem una, frate. Și până nu ținem sfoara aia cu orice preț, nu o să avem putere și nu o să câștigăm jocul. M-ați înțeles? De aia nu câștigăm noi. Și asta e rugăciunea lui Iisus. Mă rog ca ei să fie una așa cum tu ești în mine și eu în tine. Atunci va ști lumea că tu m-ai trimis și atunci va fi lumea salvată. Atunci se vor boteza oamenii.
Ați înțeles care e rostul nostru aici? Nu să venim să ascultăm o predică. Să ne unim în rugăciune, să ne unim în iubire și apoi să mergem să câștigăm. Așa spune. Atunci porțile iadului nu mai au nicio fel de putere. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă rog să mă înțelegeți că eu nu vă cunosc nevoile în biserică, așa că nu m-am referit la biserica noastră, nu m-am referit la nimeni de aici cu nimic, cu sinceritate. Eu doar v-am ținut ce m-a inspirat Dumnezeu și ce cred eu că e nevoie. Noastră, ce nu vă place, nu luați. Luați ce credeți că e bun. Și dacă nu vă place, nu mai vă invitați, eu mă bucur. Nicio problemă. Până în alta, mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să o luați în serios și să practicați. Domnul să vă binecuvinteze.